Salutare tuturor și bine v-am găsit la încă un episod din seria Base Builder. Și a început eventul de cele mai multe kill-uri. Jucătorul care va face cele mai multe kill-uri sau adminul va primi VIP. Concursul ține toată mapa, adică 30 de minute. Abia s-a dus primul minut. Să vedem care va câștiga. Pam pam pam. Să ne luăm și noi o culoare. Trai 9. Aqua Marine. A, uitați ce frumos se vede. În event nu se dă help, nu se dă, nu se construiește după timpul, se face orice este, voi să fugiți, doar nu fâsă. Eu nu o să joc, eu doar ca human, fiecare va avea șansa să facă un kill pe mine. Sau va ataca. Eu voi ataca la toți cât de câte două ori cu clasa mea. One minute remaining. Încă chiar n-am nicio idee cine ar putea să câștige. Sunt foarte nerăbdător să aflu la finalul măpei cine va câștiga, nu știu. Mă gândesc așa, adică cine e mai activ pe server așa și ar avea mai multe puncte ar fi Mafiotul sau Oxygen. Eu cred că unul dintre ei doi va câștiga. De ce? Pentru că se joacă non-stop, au făcut puncte și cred că o să-și cumpere AK Gold, de ce nu? De ce nu? Totul e permis. Până la urmă e munca lor de a-și cumpăra, de a-și câștiga pointurile și a-și câștiga account. Cel mai bun să câștige încă o dată. V-am zis, nu se dă help. Haideți să atacăm și noi, te vom ataca acolo la apăs fin. Ai bugul underline. Au echipă. Bun, X3 bun. Pot să zic că bun, bravo lor. Haideți să atacăm la fiecare. De ce nu? Hai să ne uităm la toți. Deci, hai să ne uităm aici. Hai să atacăm la Marius, deoarece ne-a zis să atacăm. Haideți să atacăm la toți, ca așa ar fi cel mai normal. Unde a avut ăsta baza de zice că scurt? Unde a avut baza de zice că scurt? Unde a avut?
Unde naiba a avut asta baza? Zice că e scurt? Eu nu văd pe aici decât... A, aici. Și... Ce... Cum să facă scurt la asta? Cum să facă scurt la asta? Nu înțeleg, nu înțeleg cum să facă scurt. Păi, acolo e... Păi, e treaba ta aici. Hai să atacăm și la ăsta odată, mă. Dar la ăștia sunt toți. Deci, atacați, atacați și casa mică și casa mare. Eu, văd că Marius nu mai e aici. Hai să ne uităm la ce afiță Amex Underline Slide Mat. Ăla a zis că are ei. Vreau să văd ceva. Asta e incurat. Amex Underline Ban Antonio. Deci fiți atenți, dați cum îi face ținta. Nu, vreau să văd o chestie. Dar văd că ori și l-a dezactivat. Cred că și l-a dezactivat. Dar din iar a văzut cum făcea ținta stânga, dreapta, stânga. Ăla a făcut fâs, deci merită să... Da, eu vreau să un pantă. Ăla, sigur, era... Le zic că mă duc până la WC. Hai să vedem, ia-mi păcălică, mă duc la masă. Vreau să văd dacă mai șachetează ăsta. O să mă uit pe el. O să ne uităm pe el, să văd. Să văd, hai să ne plimbăm, că nu pot să stau așa, afeca. Dar îl voi prinde, data viitoare sigur îl voi prinde. Sigur are M, sunt sigur. Hai să ne uităm unde are baza killer și unde are baza ăsta l-altă. Deci acolo e, aici e mafiotul. Deci asta e pusă de killer, killer, killer. Hai că-l mai ajut și eu dacă e ceva. Hai, du-te, du-te unde-o fi. Și vreau să văd... Vreau să văd să nu fure cineva. Dacă e să fure, eu îi voi face piesa la loc. Dacă e să modifice cineva ceva, hap-țap, imediat l-am prins și îl voi aranja. Sper ca asta să nu strige. Mă voi uita la el dacă îți fură piesa. 20 minutes remaining. Mă voi uita.
ne uităm aici ce face ăsta. Ăsta cred că, nu știu, presimțirea proastă că fură. Da, deci deja a început unul să mă streseze. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nu-i văd rostul la asta, e făcută doar ca să se suie sus. Așa că o voi scoate. Cutia o scot. Da, nu o scot. Ce au făcut? Au făcut ei. Auzi ce zice Sam, eu am cea mai bună bază. 10, 9, 8, deci eu stau aici să ne care mă omor. Și lu, ăsta e zic ai foc. Pick up your weapons and fight. Deci vom încerca să nu fac ăștia scurt. Deci unul m-a atacat pe mine. Bravo lui. Oh, a făcut două kill-uri. Bravo. Să ne uităm dacă totul decurge cum trebuie. Hai să atacăm și noi la ăsta, că văd că n-are nici măcar unul care să-i atace. Și hai să atacăm și noi. Eu voi ataca cu prima clasă. Vreau să văd prima clasă. De ce? Pentru că vreau ca totul să mai cât mai repede și să facă kill-ul să fie totul. Hai killer-ul, bravo lui. Intrăm și aici. Să jucăm core. Eu vreau să fiu core. Vreau să câștige cel mai bun. Nu unul mai fraier, nu unul mai praf. Vreau toți. Hai să atacăm. Deci am atacat la ăsta de două ori. Și hai să atacăm și aici de două ori. Deci baza asta e un fake. What the fuck. Deci cum am putut păcăli? Nu vine să cred. N-am observat mapa aia, baza aia. Eu nu o să omor pe niciunul. Doar intru în bază și doar intru în bază. Nu omor pe niciunul. Marius l-a omorât pe Paul. Piesa aia. După că piesa asta, nu știu, hai să-i modificăm noi un pic. Modificăm noi un pic, decât un pic, uitați aici și să o luăm pasta, așa, să nu se facă scurt. Ce încearcă ăla să facă, cine e ăsta, nu-l văd. Hai să ștergem astea după aici. Ce faci tu, Antonio? Oh, cine încerca scurtul? Antonio, bravo, felicitări și admin încerc scurtul. Felicitări. Felicitări, Antonio, uite, pentru asta mergi în plus 30 și minus 40 ca să ai drept din nou. Bine că te-am văzut, deci uitați din eu atacă, deci nu atacați, măi. Urmă se plâncă nici ei nu atacă. Deci, uite, e unul pe map, care e ăla acolo, frate? Deci ăla îi dau direct, deci ăla care va fi acolo e scos din concurs. Vreau să-l văd care e acolo. Fiți direct pe spate din concurs. Cine e ăla? Cine e ăla? Cine e ăla? Cine e ăla? Stai că văd să-i numele. Cine e mă ăsta? Marius.
ăla nu ataca, stătea pe sus. Efectiv stătea sus. Deci Marius a scos din concurs pentru că ata stătea sus acolo și nu ataca. Oxigenul a atacat 32 bravului. O, Mafiotul a făcut 31 de kilo. Și Mihai 16. O, nu ce bine băiatul, nu pot să zic că nu. The build phase has begun. Vă duce bine. O duce perfect. Nici Mihai poți? Deci, Mihai, mai ai timp. Mai sunt 13 minute. Deci hai să vedem și noi cine va câștiga. Chiar sunt curios. Oricum, vreau să-l văd pe Antonio ăsta, cred că face. Cred că face, Antonio cred că face, are aim, pardon, nu că face. Sigur. Haideți să vedem ce se mai întâmplă. Hai să ieșim din bază mai întâi. Am unde-s toate astea? Oh, frate. Să vedem să nu fure cineva. Aici are păs. Vreau pe ăla să-l văd. Sper că nu fură ăla, nu știu. O să mă uit la toți atent. De unde a luat la piesa aia? De acolo. 12 player, e ceva. Ia, ăsta de unde ia piesa? De acolo. Deci trebuie să mă uit la toți. One minute remaining. Kick Marius. Unde are baza Marius? Vreau. Oh, am uitat că... Să vedem noi ce fac ăștia aici. Văd că se ceartă unul, deci nu înțeleg ce vor ei să fac. E timp, nu e timp, văd că să... Marius o face așa, ăla la altă modifică. Ăla nu știu ce face. Ăla iar modifică. Da, revive Marius. L-am văzut că a căzut sub mapă. Băiatul ăsta aici, Nemo, văd că își face și el o bază. Băi, vezi că ai greșit acolo, Nemo. Nu e bine, Nemo. Nu e bine, dă-o un pic mai în spate și pune alta. Nu cred că e bine aici. Mai în spate, Nemo. Da, băieți. Deci, ăla am zice să-i dau lui VIP-ul. Nu voi da la nimeni VIP-ul. VIP-ul îl va câștiga cel corect. Se pare că ăsta și-a terminat baza, așa că o să scoatem iar astea. Pentru că, după cum ați văzut, sunt unii care fac scurt și eu nu vreau să fac așa ceva. Foarte frumos, scoatem tot ce s-ar putea să facă ăștia scurt. Deci, hai să atacăm o dată la băiatul ăsta aici. No, deci fiți atenți, ăsta e efectiv scurt, no. A greșit baza, n-am ce să fac, îmi pare rău. Deci îmi pare rău. Deci am atacat o dată acolo. Atacăm și o dată aici. Atacăm o dată, acum ieșim în partea aia și tot cine? Deci cine are X4? Îi scoatem, deci nu o fi voi chestia asta, dar nu e voi X4. Ăsta are X2.
Eu, de ce ăștia făceau spate? Fuck. Gata. Băi, au dreptate, nu e voie help. Băi, au... Are dreptate, mafiori. De ce revii? Pentru că... A, ce vreau să revii? Ce om? Eu nu fac diferențele, a avut dreptate. A avut dreptate mafiotul, eu v-am ajutat. Ce să zic? Eu am văzut mai unul acolo, dar că nu mai era. Oh. Cum l-a omorât? Deci, cum l-a omorât, nu știu, n-am observat, deci... Eu voi sta Africa. Deci a început din nou runda și trebuie să atacăm, mai sunt doar câteva minute. Băi, deci nu știu care mapă era. Stai să le zic ceva. Deci extend 6. Eu le-am zis să dea extend dacă vor să mai dea extend la mapă. Deci, deci se pare că Team Elef mai doar un minut și s-a terminat eventul. Câștigătorul este mafiotul cu 42 de kill-uri. Mai multe o să vedeți pe forum. Și el va câștiga. Felicitări și chiar am zis la început videoclipul că tu o să câștigi. Știam că te pricep să faci baze și de asta și am crezut că vei putea. Felicitări încă o dată. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și vom face și alte concursuri. În fiecare duminică vom face câte unul. Până atunci, vă urez o zi bună și cât de mult distracție pe server vă așteptăm aici. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și mulțumesc pentru susținerea voastră. La revedere!